Vinetele sunt puse, plantate în grădină la aer liber, nu sunt la solar. Deci astea sunt foarte gustoase. Și l-ați și udat ca să se facă. Doamne, numai băiatul știe cât n-a plouat acum pe fiecare săptămână de 2 ori, de 3 ori, doamnă, ca să se facă. La piața centrală din Ploiești, vinetele încă nu se vând în cantități mari pentru tradiționala zacuscă. Nu prea ia lumea. Când o fi de zacuscă, atunci se vând mai bine. Se pune de acum? E, văd că nu. Nu. Nu se înfige. Mai pun gospodinele. Nu se înfige lumea de acum. Acum eu știu care gospodină pune, care nu. Mănâncă de-a gata, de la restaurant. În fiecare an pun, dar acum, la 1 august, încep și cumpără. Avem clienți unde vine și cumpără cu sacii, unde face zacuscă. Scade și prețul după 1 august? E destul de scăzut, mămi. Cât e? Păi e 4 lei acum. 4 lei, 3 lei, dacă ia lua omul mai mult. Nu știm, să vedem ce scapă. Dacă dă o grindină și ne le distruge, nu știm ce o să aduce. Fac zacuscă, fac. Mâncare de toamnă. Să pregătesc, nu? Să pregătesc, da. Noi vrem să vindem și noi mai bine, mai scump. Că e ieftin 3 lei kilogram. Păi da. Cum le faceți, în solar? E de câmp. Nu e în solar, e de câmp. Dar e semnate din ianuarie și eu acum 3 lei pe un kilogram. Și că n-a plouat, n-au fost probleme? Poftim? Oh, toate s-au uscat. Deci, cum ați reușit să le faci? Păi, cum am reușit să le facem? Păi dacă avem la câmpuță, avem pompă de acolo și o dăm cu benzină. Dăm 2 milioane pe udat. Și ce câștig avea? Nu doar zacuscă se poate face din vinete. Gospodinele au rețete diferite pentru a le găti. Face zacuscă, da, pe căldurile astea mai târziu. Vă așteptați. Și acum ce puteți găti din vinete? Păi din vinete, se găsesc toate. Și salată, și vinete cu legume lângă friptură, lângă orice se consumă vinetele vara. Orice, salată, să zic așa... Ei, normal, pane, cum zice dânsa. Normal că fac. Și cumpărați de acum vinete? Păi, cum am înțeles că sunt cam păterminate toate, putem să facem și de acum. Dar mai spre sfârșitul lunii. În ce alt mod mai gătiți vinete?